un egal între creativitate și curaj. În momentul în care ești creativ, devii puțin mai curajos. Când ai încredere în creativitatea ta, poți să devii și mai curajos. Sunt Dan Chișu, sunt producător, regizor și scenarist. Creativitatea este o stare prin care îți poți imagina altfel lucrurile decât ți se prezintă la prima vedere. Nu cred că această creativitate este ca herpesul, fiecare îl are înăuntru și trebuie doar excitat să iasă afară. Dar cred că există în fiecare dintre noi un domeniu în care am putea fi creativi. Cred că cel mai cumplit moment al anihilării creativității s-a petrecut în liceu, când, făcând parte dintr-un cerc de teatru, alături de iluștri necunoscuți la vremea aceea, cum ar fi Nicu Alifanti sau Cătălin Dumitrescu, am fost scos la tablă de către unul din profesori, care, văzând că nu prea am descurcat la materia respectivă, mi-a spus: aici nu suntem la teatru, ce crezi că dacă mergi la... Noi apăream niște spectacole ale Teatrului Municipal din Brăila și mi s-au înrușit urechile. Am simțit o jenă cumplită și în fața colegilor, și primul impuls a fost să nu mai mă duc acolo, tocmai pentru a nu mai fi atacat în acest fel. Deci am simțit o îngrădire a creativității. Nu mi-a spus nimeni: fă chestia asta că o să fie bine în familie. Dar n-am simțit nicio secundă faptul că familia nu mi-ar fi dorit binele. Pentru că cel mai des asta se întâmplă. Familia îngrădește creativitatea susținând că știu mai bine eu unde ți-e binele tău. Ceea ce este de multe ori foarte greșit. Deși, prin tradiție, la momentul botezului sau la tăierea moțului, copilului se pune o farfurie cu niște obiecte să aleagă. Deci au în tradiție această cutumă de a lăsa copilul să-și aleagă și încearcă să se și descifreze după ce obiect a ales copilul, cam ce ar putea să facă în viață. Deci, deși există această deschidere, în momentul în care revenim la lucruri serioase, ei nu sunt în stare să lase copilul să aleagă ceea ce își dorește să facă. Aici e paradoxul, pentru că familia respectă tradiția, dar o respectă pur și simplu doar ca tradiție. Repet, felul în care unui copil de o vârstă foarte puțin înaintată îi se dă o farfurie să aleagă niște obiecte la momentul tăierii moțului, tocmai ca să vadă familia cam către ce meserie s-ar îndrepta. Dacă alege banul, dacă alege cine știe ce, încearcă ei să intuiască cam ce ar vrea să devină acel copil. Iar în momentul în care copilul își arată o tendință către creativitate, vin și o retează din prima. Pentru că ei întotdeauna știu ce e mai bine pentru viitorul copilului. Cred că aici este greșeala. Susține creativitatea tinerilor. Intră pe manifest pentru creativitate.ro